Oamenii de știință au dezvoltat un implant neural care a fost capabil să citească gândurile unui bărbat paralizat și să le transforme în cuvinte scrise, astfel oferindu-i o nouă cale de comunicare după ce și-a pierdut abilitatea de a vorbi. Nu ne-am imaginat niciodată că vom ajunge aici, au afirmat oamenii de știință de la Universitatea din California, San Francisco, implicați în proiect. Tot ce a trebuit să facă pacientul, cunoscut drept Pancho, a fost să încerce să vorbească, iar sistemul i-a detectat intenția, i-a descifrat gândurile și le-a transformat în cuvinte scrise pe un ecran, potrivit cercetărilor publicate în New England Journal of Medicine. Să demonstrezi faptul că pot descifra limbajul de pe urma semnalelor electrice în regiunea din creier implicată în procesul vorbirii este revoluționar, au adăugat cercetătorii. Reușita este de-a dreptul șocantă. Bărbatul paralizat nu a reușit doar să comunice clar, fără să rostească un singur cuvânt, dar cercetătorii nici măcar nu erau siguri dacă Pancho mai era capabil să comunice înainte de acest studiu. Descoperirea este considerată sfântul graal în domeniul cercetării legate de interfața creier-computer. Acea regiune din creier ar fi putut să fie în stare latentă, iar noi pur și simplu nu am știut dacă se va trezi, astfel încât el să poată vorbi din nou, au precizat cercetătorii. Pentru moment, sistemul rămâne imperfect. Algoritmul care decodifică gândurile pacientului a ghicit cuvintele corecte în aproximativ jumătate din 9.000 de încercări. Însă acel număr a explodat atunci când Pancho a recitat propoziții care erau deja scrise pe ecran. În afară de asta, atât cuvintele individuale, cât și propozițiile complete au devenit tot mai precise mulțumită unei funcții de autocorectare care a fost adăugată la algoritm. Folosind tehnologia pentru a vorbi cu jurnaliștii, Pancho a spus că sistemul este o experiență care i-a schimbat viața. Vreau doar să nu știu, să am parte de ceva bun, pentru că medicii mi-au spus mereu că nu mai am șanse să mă fac bine, a spus pacientul. Să nu poți comunica cu nimeni, să nu poți să ai o conversație normală și să te exprimi în orice fel, este devastator. Este foarte greu să trăiești așa, a adăugat Pancho.